Să nu poliți de îndoială. Omul îndoielnic care zice, oare este sau nu Dumnezeu, oare este iad sau nu este, este ca un nor pe care îl poartă satana cum vrea, căci el nu crede cu fermitate, cu tărie în existența lui Dumnezeu. De aceea satana îl duce oriunde. Dacă n-a cruțat Dumnezeu pe Avram și pe Moise pentru îndoială, dacă nu l-a cruțat pe Toma și pe alții care s-au îndoit, nu ne va cruța nici pe noi. Aceia au fost sfinți și Dumnezeu i-a pedepsit în această viață ca să nu se muncească în veșnicie. Oare câți dintre creștinii de azi nu se îndoiesc în credința în Dumnezeu? Câți nu caută dovezi și zic, nu cred până nu văd? Câți nu caută să pipăie rănile și coasta Mântuitorului, căutând dovezi ale existenței lui Dumnezeu? Credința vine din auz, iar nu din pipăire și vedere. Cei mai mulți mor așa cum au trăit, în îndoială, necredință și nepocăință, spre a lor veșnică osândă. Cei ce zac în îndoială cad din dreapta credința apostolică în tot felul de secte și grupări religioase. Mulți din cei îndoielnici se smintesc de biserica întemeiată de însuși Hristos, se smintesc de Maica Domnului, de Sfânta Cruce, de Sfintele Icoane și de preoți, se smintesc de sfinți și de cinstea dată lor. Se smintesc de tainele întemeiate de Hristos, de învățăturile Sfintei Scripturi, pe care o răstălmăcesc după mintea lor, spre a lor osândă și amăgirea multora. Să stăm neclintiți în dreapta credință și să ne bucurăm că suntem fii ai Bisericii lui Hristos de 2000 de ani. Necredincioșii se leapădă și caută să vadă pe Dumnezeu cu ochii trupești. Îndoielnicii vor să pipăie rănile Domnului. Cei slabi în credință caută minuni. Sectele părăsesc biserica, răstălmăcesc dogmele credinței și vestesc alte evanghelii. Cei robiți de patimi amână pocăința, iar noi, fii învierii și fiii lui Dumnezeu după har, să-i rămânem credincioși până la sfârșit, știind că cel ce va răbda toate până la sfârșit, acela se va mântui. Îndoiala se alungă din inima omului prin credință, rugăciune și lăsarea în voia lui Dumnezeu. Îndoiala și împuținarea de suflet se face uneori prin slobozenia lui Dumnezeu pentru unele păcate și mai ales pentru a ne smeri și a cere mai mult ajutorul lui.